Aici, dragilor, am să vă prezint încă o chestiune așa mai deosebită, în sensul că v-am tot spus, eu mă frământ tare și am căutat tot timpul să am măci din linia asta, ne schimb liniștit. Și îndată când am descoperit o matcă care împreună cu familia a ajuns la înțelegere și au dat drum la schimb liniștit. Deci am valorificat cât am putut de tare. Acum, cât timp putem mulge bocile? Deci tot le tăiem bocile acelea, le luăm, le ducem în altă parte, la nuclee, facem nuclee, deci pe bază de boci, acestea de schimb liniștit. Vă spuneam, sunt cele mai bune măci. Păi iată, aici avem încă o botcă, mă rog, nu știu câta serie să fie asta, oricum aproape din primăvară matca asta am tot mulțu așa de botci, n-aș mai putea spune care e numărul lor. Și ce vreau să vă zic este că undeva la un moment dat trebuie să ne oprim. Dar când să ne oprim? Aici e întrebarea. Că nevoie de botcile acestea avem tot timpul în stupină. Deci, după un timp, vom sesiza că matca respectivă, după eforturile făcute continuu de a ține cât de cât ritmul, ajunge în etapa în care găsim și celule de trântor în celulă de albin. Adică, în momentul în care a intrat în celula aceasta de albină, vedeți că e tot grupul numai de celule de albinuțe. N-am mai un chit că a atins pereții celulei, atât acum hrănește albinuța asta, e o celulă de aceasta în care este un trântor, adică a atins pereții, dar spermatica n-a mai fost, este epuizată, spermatica este goală și un spermatozoid n-a mai plecat, ouul n-a mai fost fecundat, el a fost depus, albinuța asta îl hrănește, acum vedeți, ouul a fost depus, dar începe să înalță, atenție, deci sesizând că e mascul, n-are cum să lărgească spațiul, dar el înalță. Și atunci apar și celule de trântor. Vedeți, celula asta de trântor e și mai mare, mai largă, și atunci un trântor de aici, când iese, este un trântor valoros, hai să zic așa. Din gena asta de schimb liniște de matcă, care, iată, ea are grijă să-și crească și mascul, continuu este frământată, că din clipa, nu, masculul dintr-o celulă de aceea arată cam așa, viguros. Dar care va ieși de aici este pipernicit, îi va de capul lui. Iată, din nou îl hrănește. Și acum, când încep să apară celule de acestea, cât mai multe, deci de acelea care sunt, vă spun, crescute mai mult decât nivelul celulei de albinuțe, este semn că lucrurile sunt dreapte spre ceea ce însemna matcă trântoriță, da? Sau trântorită, adică care depune numai trântori de la un loc acolo. Și atunci, sigur, atunci neapărat o botcă de aceasta trebuie lăsată. Dar iată-mă pe mine acum în situația următoare. Dacă mai am încă niște probleme undeva de rezolvat, atunci o să o iau și pe asta. Dacă nu, aici din ea va ieși o mătcuță, tânără mătcuță, și se va încheia procesul de creștere a bocilor. Matca de aici nu o am îndat, o am pe undeva pe o ramă, o să vă arăt cum arată o matcă de aceasta care este, mă rog, aproape epuizată din punct de vedere biologic, să zicem așa, și ne mai având forță să... Spermatica e goală, deci ne îndreptăm spre ceea ce înseamnă matcă care va depune numai ouă de trântor, adică ouă nefecundate. Și haideți să o vedem.
parcă am văzut-o pe rama asta, sper să nu fi plecat. Ea mai lucrează câte ceva pe aici, dar pe rama asta, dragilor, trebuie să vedem că mai crește încă două boci. Deci, iată-o, am și găsit-o. Așa, asta e matca epuizată. Bătrâna care a crescut, nu înțelege cu albina, se înțelege, să ne fie foarte clar, a crescut mai multe rânduri de boci. Deci ea intră într-o astfel de celulă, într-un astfel de botcă, e de acord și în felul ăsta e conștient, convinsă că trebuie să cedeze și va fi înlocuită. Ei, dar dacă cumva i-a intrat aici și se întâmplă ca ouă să nu fie fecundat, va ieși, va da drumul la o botcă mare care crește până la un loc cât de cât natural, asemănător unei boci normale, frumoase, dar când își dau seama că e mascul înăuntru, o mai lungesc un pic. E și o astfel de botcă, e numai, nu poate să, din ea nu va ieși un mătcuț. Nu știu dacă am pe aici una de aici. Aș vrea să vă arăt, să vedeți cum, cât o mai înalți ea și o mai îi pune în vârf acolo, îi mai pune o... Iată, aici este încă o... Da, dragi voi, este în creștere, da? Botcă în creștere. Sper să fie corectă, se pare că o mai lunge un pic, o mai... și o va încheia cât de curând. Deci o a doua care este despre... Aici sunt două boci. Deci vă spuneam că există riscul, așa cum ați văzut, ca și în botca aceea, să fie un ou nefecundat să fie pus. Și atunci nu mai iese un mătcuț, nu avem cum. Și de aceea trebuie să ne oprim, pentru că există riscul la un moment dat, când s-a epuizat, să nu mai avem nicio șansă să mai creștem o botcuță. Atunci fie că aducem din altă parte o botcă și pe aceea mi s-a întâmplat așa. O matcă, am lăsat-o până când s-a epuizat complet, iar finalul a fost că ea depunea numai trântori, nu mai aveam acum de unde să mai cresc o botcă și a trebuit să renunț la ea, am aruncat-o. Mi-e greu. Dacă o pui la altă familie, la un alt nucleu, acceptă fără discuții. Dar s-a apucat, adică face numai trântori acolo, depune numai trântori, ce să mai discutăm? Și am aruncat-o, pur și simplu, nu pot să omor o matcă. Am aruncat-o așa, în iarbă. Sper să nu zboare și să ducă într-o altă familie. Așa ar fi curios acolo, unde am văzut două mărți, una să fie de aceea. Să fie cea care am aruncat-o în iarbă, să fie dus undeva. Vom cerceta, deci sunt foarte curios. Dacă aștept să apară puiet căpăcit și atunci o să vedem exact. Deci acum, ideea este așa. Dacă o iau sau nu, asta vreau să vă spun. Dacă o iau sau nu, botca asta care e încheiată. Dacă nu o iau, dragilor, dacă nu o iau pe asta care e încheiată, ecluzionează prima și le rupe pe cealaltă. Deci facem așa. O luăm și pe asta. O să o luăm și pe asta. Și poate mai am vreo problemă încolo, ca să văd dacă celelalte două pe care le va crește vor fi corecte. Când una începe să fie, adică incorrect în sensul că acolo a fost depus un nou nefecundat, atunci trebuie să ne oprim urgent. Și ultima botcă aceea care îi o lăsăm, dacă ar fi fost asta și cealaltă două ar fi fost prost crescute sau mi-aș fi dat seama că sunt cu ouă nefecundate și deci nu am șansă și atunci aș fi lăsat-o pe asta. Așa că cam asta este tehnica. Deci o mulgem până când se epuizează și cu gândul că mai avem în altă parte, o aruncăm și punem o altă botcă. Da? Deci și ultima botcă pe care o crește e foarte importantă, merită să o valorificăm.
Asta vreau să vă prezint în legătură cu schimbul liniștit.